frații Ren vor trece de la extaz la agonie. Pe de o parte se vor bucura în clipa în care Omer se va apropia din ce în ce mai mult de tatăl lui, care îi va oferi protecția sa, însă pe de altă parte, vor ieși la iveală detalii cu tremurătoare despre noaptea fatidică în care fratele lor Kadir și-a pierdut viața în cumplitul accident de motocicletă, ce fusese provocat de mașina în care se aflau Melisa și Susen. Ahmet îi va cere socoteală lui Nebahat pentru că l-a concediat pe Omer fără să-i ceară părerea și mai mult decât atât îi va da de înțeles că l-a recunoscut drept fiul lui și că îl va lua sub aripa lui protectoare asemenea celorlalți doi copii ai săi. Între timp, Akif își va pune în aplicare abilități de șantaj și va merge la gonul pentru a o informa că a văzut tot ceea ce s-a întâmplat între ea și Sengul în ziua în care această din urmă a lunecat în râpă și a lăsat-o să agonizeze dorindu și să scape definitiv de ea. Pe de altă parte, Ogulcan și Tolga vor ajunge în pericol de moarte, după ce tatăl lui Tolga își va ieși din minți și va vrea să le dea o lecție aprigă și chiar să îi rănească. Însă în cele din urmă, bărbatul va fi victima unui teribil accident chiar sub privirile îngrozite ale fiului său. Leila, sora lui Tolga, va descoperi câteva detalii tulburătoare despre accidentul în care Kadir își pierduse viață cu un an în urmă. Tânăra a observat imagini pe Susen care fusese martoră la cumplitul incident însă a păstrat totul în secret.